5 focare noi de coronavirus au fost identificate în județul Sibiu. Cele mai multe dintre ele sunt în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență. Potrivit datelor furnizate de Direcția de Sănătate Publică, s-au format focare pe 4 secții ale unității sanitare, dar și la Tursib. De asemenea, din cauza cazurilor de COVID, s-a mai închis încă o școală din oraș, astfel că vineri elevii care învață la numărul 21 stau acasă. Ortopedia Spitalului Județean Sibiu are, începând din această lună, o masă chirurgicală de top pentru intervențiile specifice. Aceasta a costat peste 350.000 de lei și a putut fi achiziționată grație unei donații făcute de o familie de antreprenori din Sibiu. Reprezentanții spitalului spun că masa chirurgicală reprezintă evoluția tehnologică de ultimă oră în domeniu și va aduce la creșterea calității serviciilor acordate pacienților. Mai mulți stâlpi de iluminare care au fost montați acum câteva zile pe DN1 între Brașov și Sibiu au fost vandalizați. Mai exact, au fost furate modulele de alimentare formate din baterii și panouri solare. Acum cei de la Drumuri Naționale Brașov încearcă să găsească făptașii, însă aceștia sunt foarte greu de depistat, astfel că cere ajutor tuturor celor care au informații în acest sens. Valoarea unui astfel de ansamblu de semnalizare este de aproximativ 7.000 de lei.